În Comuna Nemțeană, Tarcău, primarul PNL Dănuț Fârțală, care se află în arest preventiv, a câștigat alegerile în fața contracandidatului de la PSD, Iulian Găină. La momentul arestării, edilul și-a acuzat contracandidatul că i-a înscenat dosarul. Pe 22 mai, procurorul de caz, împreună cu polițiștii din cadrul DGA Neamț, a efectuat mai multe percheziții domiciliare, respectiv la sediul primăriei Tarcău și domicilii la trei persoane fizice, unde au fost ridicate în scrisuri sume de bani și unități de calcul în vederea efectuării unor percheziții informatice. În aceea zi, Fârțală a fost reținut și apoi arestat preventiv. Acuzațiile vizează primirea a două sume în valoare totală de 21.000 de lei în perioada 2022-2024. Potrivit rechizitorului, primarul ar fi primit bani de la administratorul unei societăți comerciale pentru a îndeplini în mod fraudulos atribuțiile de serviciu în legătură cu derularea unor contracte de prestări servicii încheiate de primăria Tarcău.